Voltaj, grupul electro-rock ce a învins de atâtea ori în topurile muzicale românești, a susținut în 27 noiembrie 2019 un concert aniversar, dedicat ultimilor 20 de ani, filmat de TVR și comentat de membri. Dacă nașterea trupei hard rock ca Side Project Iris, fondată de solistul Cristian Minculescu și de chitaristul compozitor Adrian Ilie, a fost deja abordată la Remix, povestea de astăzi începe cu tranziția spre actualul brand, folosind puținele documente păstrate în arhiva multimedia TVR. Am făcut și compoziții, am făcut și piese de ale mele, pe lângă piesele lui Ilie, vreo 3 piese am făcut noi. Eu nici nu repetam foarte mult, dar totuși erau spectacole dese. Repetam mult în timpul liber, când nu prea aveam turnee și astea, era totuși mișcare. Am făcut turnee în Târgu Mureș cu o formație Autostop Mesed din Târgu Mureș. Deci se mișcau lucrurile, erau spectacole, erau concerte, sălile erau pline. Aici era bucuria. Deja la ora, dacă începea concertul la ora 7, la ora 6 jumate nu mai era loc de ac să arunci în sală. Preluată de o nouă generație de rockeri pe calapod heavy metal, titulatura Voltaj a continuat până aproape de revoluție. Se va vedea imediat de ce. Sub ochii atenției cenzurii, componențele s-au tot schimbat, ajungându-se la un moment dat la 3 versiuni ale aceleiași titulaturi. Urmăresc formațiile vechi românești cu mare plăcere, pentru că mie mi se pare că se făcea treabă mai bună atunci. Dar poate este doar o impresie pe care o am. Acum se merge foarte mult pe producție, pe show, pe tot ce se întâmplă. Noi am făcut chestia asta când încă nu... Acum e obligatoriu. În 1990 le-a venit apă la moară și rockerilor de la Voltaj, aici cu solistul Cristi Ilie. Nu mult întrucât industria spectacolului din România urma să intre în tranziție și până la urmă schimbare. Multe scrisori de la Constanța pentru Voltaj, așteptăm și din alte localități din țară, pe unde ei se vor duce acum în turneul pe care îl pregătesc. Locul 2, Voltaj, Cenușă și Diamant. Noi credem că facem un heavy metal de calitate. Vorba aceea din popor, heavy metal is the best, never mind the rest, adică restul nu contează. Deși mai e și altă versiune din câte știu eu. Și sperăm să avem și un LP care anul trecut tot așa nu l-am putut scoate din cauza acelei suspendări. 6 luni, știu. Da, 6 luni. S-a rezolvat însă, nu? S-a rezolvat în 15 decembrie, înainte de Revoluție. Cum? Atunci a expirat, pur și simplu. Au trecut cele 6 luni în care n-am avut dreptul să profesăm, să ne câștigăm pâinea. Oh, 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 oh.
Abia în decembrie 1996 urma să fie lansat un prim album discografic, Pericol de moarte, cu Tavi Colen solist vocal, conținând și aceste două piese. Avea să fie și cântecul de lebădă al paradigmei heavy metal obzeciste. Am început acum foarte, foarte mulți ani, negura vremurilor, cu dorința de a fi un rockstar. Am cântat în foarte multe trupe de rock, de hard rock, heavy metal. Eu știu, mi-am dorit întotdeauna să fiu mai sus decât am fost la vremea respectivă. În 80 și toamna am ajuns la formația Voltaj, cântând cu totul altceva, cântând un hard rock heavy metal. Mi-am văzut atunci visul cu ochii, ce-i drept. Am debutat în sala asta Polivalent, țin minte și acum, până în 1988, tot cam pe vremea asta. O piesă de pe discul din 96 cu o altă sonoritate. Chitaristul Gabi Constantin, basistul Vali Ionescu și bateristul Paul Neacșu, alături de solistul Călin Goia și claviaturistul Bobby Stoica, reușesc o inedită schimbare de stil adaptat vremurilor, electro-rock. Dacă deschideți aparatul de radio sau televizorul, nu se poate ca în următoarele 10, 15, 20 de minute să nu ascultați marele hituri ale grupului Voltaj lansate aici la întâlnirea de la miezul nopții. Unul dintre ele, Armata. Dimineața când mă scol, fac cu mâna de control. Dimineața când mă scol, ies în fugă și mă îmbrac. Ies în fugă și mă îmbrac. Stâng, drept, stâng, drept, stâng, drept, stâng, drept. Pe platou la materialul albumului Risc Maxim 2, apărut în 1999, a fost riscant la propriu și la figurat atunci când a fost prezentat casei de discuri. Povestea sa este aceeași cu a apariției piesei care avea să facă vogă la radio și în topuri, apărută datorită viziunii unui producător. Ca așa-i viața. A început să ascultă prima piesă, a doua piesă, s-a terminat și cu a 10-a piesă, nu zicea nimic Cătălin Muraru. Și pe CD mai exista un ID, un al 11-lea ID. Noi am zis, ăsta e albumul pe care ți-l propune, dar văd că mai e o piesă. Deci, nu, asta e o chestie la care lucrăm, nu e finalizată, hai, lăsați-o să meargă, să o auzim și pe asta. Am lăsat-o să curgă și el a zis, dacă faceți din asta piesă, era doar beat-ul, eu vă produc pe asta, vă scot. Și așa s-a născut piesa Asta e viața. Ne-am dus înapoi la studio și am zis, băi, pe beat-ul ăsta ce am putea să cântăm? Și fiind toți fan Queen, la un moment dat am zis, se potrivește foarte bine We Will Rock You. Viața totdeauna a rămas la fel, bani, haine, băutură, niciodată altfel. 4 ani au trecut, iar acum ai terminat. Spune tu ce ai de gând, spune tu la ce ai sperat. Sunt sigur că de acum o să înfrunzi realitatea. Dar m-am mâncat singur, tu să știi, nu vei găsi dreptatea. Ai sticare la băut, în care îți răvești amor. Iau o sticlă și un prieten și ridică tu paharul. Și bazar, și-ai pierdut, ai pierdut tot ce ai avut. Nu te spera, ia sticla și bea. Nu privi înapoi, haide strigă cu noi. Plin de flori.
și te agasă cu parfumul lor. Din floare în floare ca o albinusă vrei să zbori. E atât de scurtă vara asta și e plin de flori. E atât de scurtă vara și e plin de flori. Te înconjoară și te agasă cu parfumul lor. E atât de scurtă. Iubita mea are un crin, îl ține jos la mezanin și vrea să adun mușcata mea să experimentăm ceva. Avem un single de succes, cum procedăm? Ca în viață, care uneori bate filmul. După un an, în 2000, albumul Bungie înșiră hit după hit. Din acest moment, Voltaj sparge monotonia și regula topurilor pop dance. Secretul? Trebuie să-ți programezi norocul în așa fel încât publicului să-i placă ceea ce faci și să-ți transmită că îi place. Pentru că avem o grămadă de ocazii în care facem niște piese în care suntem super încrezători și abia așteptăm să le lansăm și le lansăm nimic. Și altă dată ne strângem la repetiții și vine unul cu o temă de acasă, zice, uite ce am făcut ieri, hai să facem așa, bă, dar nu prea sună. Până la urmă iese o melodie și publicul o face hit. În 2001, Voltaj sunt consacrați pentru noua generație de ascultători odată cu lansarea LP-ului 3D, pe care figurează mega-hitul 20. Anul următor, la baterie sosește Oliver Sterian, fiul regretatului cantautor Vali Sterian. Șlagărele continuă pe bandă rulantă. Piesa 20 a început într-o joacă la sală de repetiții și Călin nu reușea să găsească niște versuri onorabile. Și m-a întrebat pe mine și pe Gabi, noi fiind un pic mai în vârstă ca el, ce făceați voi la 20 de ani? Și în momentul ăla și eu și Gabi oareși cum într-un cor, așa, fără griji, fără bani, n-aveam nicio treabă, era totul ok. Și așa a ieșit că la 20 de ani, fără griji și fără bani. Scald și soare, dar nu în inima mea. Și dimineața mi s-a părut că aud vocea ta. Nu știu cum să fac să nu mai fie așa de dor. Și îmi scriu aceste rânduri sperând
că timpul va trece mai ușor. Număr zilele, număr nopțile, cât mai am să aștept să le strâng la piept. Zilele, nopțile, aștept. Când își dorea să nu plec de lângă ea, au fost vremuri când uitam tot ce-i promiteam. Au fost zile în viața mea când voiam altceva, dar acum știu că doar ea e dragostea mea. În ăștia 17 ani, alături de Voltaj, s-au strâns câteva momente și mai puțin frumoase sau mai grele și foarte, foarte, foarte multe momente frumoase. N-aș ști să selectez acum neapărat unul de la și unul de la. În orice caz, pe scenă, aproape fără excepție, sunt fericit. Și pe lângă scenă, aproape de fiecare dată, abia aștept să mă întâlnesc cu publicul și să facem acel minunat schimb de energie despre care toată lumea vorbește, dar numai puțin dintre noi și în special aia norocoși au șansa vreodată să-l trăiască pe pielea lor. Versurile de la piesă sună cam așa. Mi s-a pus orice aș face nu-i destul de bine. Mi s-a pus, când nu mai știi ce să faci, ai putea să încerci să taci. Că știi ce-i bine pentru mine. Mi s-a pus, nu vrei să înțelegi și încep să mă stresez. Și dacă nu am chef de tine, dacă vreau să pierd o noapte până în zi, și dacă vreau să uit de mine și zi, mersi, mai rău nu poate fi. Și dacă în 2002 este lansat albumul 424, iar anul următor un best-of continuat în 2004 de Povestea oricui. După încă un an sunt publicate o carte scrisă de Carmen Olaru, realizator TVR Iași, și o nouă colecție de hituri integrală la Voltaj, trupa fiind premiată cu Best Romanian Act la MTV Music Europe Awards.
Îmi începusem ucenicia ca inginer de sunet în studioul lui Oliver, cu care eram prieten. Și la un moment dat m-a luat cu el la o deplasare cu formația. Și mi-aduc aminte că stăteam în public, mă uitam la formația care era pe scenă și mă gândeam cum o fi să fie acolo la clape să-l vezi pe Călin din spate și publicul ăla mare. Niciodată nu mi-am pus problema că treaba asta o să se întâmple vreodată și uite că am avut norocul și s-au aliniat stelele cumva. Și ce dacă până acum n-am prea avut noroc și voi? Se întoarce roata și într-o zi am să mă scot. Și gândată! Și ce dacă până acum n-am prea avut noroc? Quiero je te mști, ești tot ce mi-aș putea dori. În orice colț de lume-i fi, inima mea te va găsi. Te iubesc, ești tot ce mi-aș putea dori. În 2006, albumul Revelator este prefațat de un super concert la Sala Polivalentă din București, pe 25 iunie, în fața a 6.000 de spectatori. După un nou disc mare, V8, datat 2009, trupa preferă lansări de video singles. Viața de turneu e foarte mișto, în sensul că na, cunoști foarte multe lume, multe orașe diferite. În fine, poți, ai spune în prima fază că este obositor, dar în același timp este și spectaculos. Prefer eu ce-i drept regimul de turneu, că sunt oareșcum ancorat în miezul formației, nu știu, noi după atâția amar de ani, cred că am stat mai mult decât cu frații mei împreună zi de zi. În ce privește, eu știu, pregătirea unui show, să știi că aici, cel puțin pentru ăsta de acum, am stat cel puțin 6 sau 7 luni de zile, pentru fiecare moment în parte, cel puțin eu pentru basul meu, fiecare pentru chitara lui, pentru voce, pentru lumini, nu-ți mai spun. În fine, ce mai mult și mai mult îmi place turneul față de pregătirea asta, care mi se pare monotonă și mai ales că nici nu mă pricep eu foarte bine în, pe ansamblu așa și decât să mă bag eu unde nu trebuie, mai mi-e dat palți. Așa frumoasă,
strig așa. E viața mea! Dă vina pe an, zorii mă-ntreabă de ce nu mă culc. Soarele-mi spune că am stat prea mult. Visele mele încerc să strig așa. 2011, un nou single și videoclip de succes, Dă vina pe voltaj. Va fi și titlul noului album lansat anul următor, incluzând compozițiile acumulate din 2010. Trupa este recunoscută din nou pentru calitatea concertelor. Din 2012, noul claviaturist voltaj este Adrian Cristescu. Nimănui doresc să fie în pielea mea, oricât de mult încerc, nu pot să schimb ceva. Că nu e GPS să mă conducă la ea, deși mergea perfect cu altcineva. Că n-am mai putut. Ei zic s-o las în pace, că nu e de nasul meu. Ei zic că n-o să iasă niciodată cum vreau eu. I've got the picture, but I don't give a damn. I know that just for her, I am the perfect man. Sunt un big, big boy. Încă dat, încă dat. A fost senzațional în seara asta pe scenă. Ne-am simțit ca la 20 de ani. Ăștia sunt primii noștri 20 de ani. Nu ne oprim aici. Cu un asemenea public în fața scenei, nici nu vrei să te oprești vreodată. O să ne amintim toată viața de seara asta și sperăm noi să o repetăm și peste 20 de ani. Umblând foarte mult și prin țară, și în diaspora, sunt atât de mulți români, avem mai multe piese cu România, sunt atât de mulți români minunați, încât pur și simplu am simțit într-o perioadă în care se spuneau numai lucruri rele despre români, să subliniem și lucrurile bune, pe care noi trebuie să le spunem din cauza că sunt adevărate. Ăsta este singurul motiv pentru care am făcut piesa asta. Avem versul ăla, mie îmi place de mor, că lui mi se pare că a fost genial. A spus, francezii poate ar trebui să știe că nu se spune brancusi. Vă povestesc o întâmplare scurtă, care e așa, pe lângă. Am fost la Paris și m-am dus normal să văd atelierul lui Brâncuș. Și acolo, normal, că cine a scris, un francez, a scris exact așa. Am asta pe telefon, dacă vreți, vă și arăt. Brâncusi. Și a venit un... Eu cred că era un oltean, sincer. Și a făcut sub S codița lui Ș. Și mi s-a părut genial. Uite, bă, frate, ăsta a vrut să arate. Băieți, uite, fiți atenți că ați uitat asta. Am mers pe sârmă de 1000 de ori și nici
nici măcar nu am avut vreun antrenor, nici vreun ajutor. Am dat-o în bară de 1000 de ori, dar e un hagi în mine care știe să dea gol, să mă facă învingător. București, să știți că viața trece în viteză, îi pun două puncte și o paranteză. Și oricât mi-ar fi de greu, un picior de plai mă găsești mereu. Îmi cere inima să o mai spun o dată, asta e țara mea, jur că e minunată. Cei care-i simt la fel să înceapă nebunia, din toată inima să-i lovi. Îmi cere inima să o mai spun o dată, asta e țara mea, jur că e minunată. Cei care-i simt la fel să înceapă nebunia. Viața trece în viteză, îi pun două puncte și o paranteză. Și oricât mi-ar fi de greu, tu picior de plai mă găsești mereu. Îmi cere inima, asta e țara mea, jur că e minunată. Din toată inima, unul dintre cele două mega hituri cu o semnificație specială de suflet pentru români, incluzând uriașa lume tricoloră din diaspora. Ambele editate pe albumul X din 2016. O perioadă fastă continuată de conceptul live voltaj simfonic, orchestrat și dirijat de Simona Strungaru. Dar care este celălalt mega hit? O poveste de înșirat de la capăt. În 2014, la final de an, am compus piesa De la capăt. În același timp s-a potrivit cumva ca în studioul celor de la Deep Side DJs, unde am produs melodia, să se afle și Sabin Dorohoi, care tocmai terminase filmul Calea Dunării. Și ni s-a părut că muzica și cu filmul lui s-au îmbinat perfect și ne-am dat seama că povestea din Calea Dunării poate fi mediatizată mai mult prin aportul nostru dacă reușim să facem o piesă care să vorbească despre acești copii. Așa s-a născut piesa De la capăt și uite că de atunci și încă nu ne-am oprit cu această campanie, luptăm în continuare pentru copiii rămași singuri acasă fără părinți. În momentul în care am lansat piesa, ne-am dat seama că sunt foarte mulți oameni în Europa care ar trebui să fie conștienți de această problemă a noastră. Sunt foarte mulți români plecați dincolo de graniță și ne-am decis că cea mai bună variantă de a o face cunoscută și peste otare este să participăm cu ea la Eurovision. Cântec de-ar fi viața mea, vesel, trist, tot l-aș cânta, nu aș rata nicio notă. Râu de-ar fi, l-aș înnota, până la mare l-aș urma, nu m-aș opri niciodată, știi că viața n-are buton de rewind să poți să întorci ce-ai pierdut. Nu poți nici să o pui pe pauză când nu știi ce-ai de făcut. Dacă mâine noaptea n-ar mai pot să o iau de la capăt. Dacă mâine cerul ar fi prea plin de nori, dacă nicio rază nu m-ar atinge în zor, tu ai fi motivul, tu ai fi motivul să pot, să pot să o iau de la capăt.
inima-i ca un cocor, spre țări calde pleacă zbor, atunci când e suflet iar. Na. Poate nu le va găsi, poate se va prăbuși, dar nu renunță vreodată, să știi. Aș zbura chiar și-o noapte întreagă spre zori în care ai fi tu. Ploile n-ar putea să înțeleagă de ce nu cad când sunt tot ud. Dacă mâine noaptea n-ar mai avea vreo stea, dacă într-un să pot să o iau de la capăt, să pot să o iau de la capăt, să pot să o iau de la capăt, să pot să o iau de la capăt. Nu e prima oară când am ajuns pe aici, te cunosc prea bine și știu exact ce-o să zici, că și tu ai fost la pământ și nu ai de ce să-mi întinzi o mână de parcă altul nu e. Nu vezi niciun rost să te oprești tu din calea ta și să fii tu cel care ar salva-o pe-a mea. Și uite așa ajungem în ce să fim doar străini într-o lume pe care noi toți o împărțim. Am fost prins, am fost cerșetor, prin soare, prin nori, ba urc, ba cobor. Am fost tânăr, am fost bătrân, și sclav și stăpân, dar tot om rămân. Haideți și voi! La primele concerte a fost foarte complicat, că am și început foarte tare. Primul meu concert cu formația Voltaj a fost în 2013 de Revelion, în Piața Constituției, 10.000 de oameni în față. Chestie pe care eu nu o văzusem până atunci. Veneam din zona asta de jazz, blues, cântam în clubulețe mici, la oameni puțini, încet. Și dintr-o dată cântam foarte tare pe o scenă imensă, în fața extrem de mulți oameni. Chestie care m-a speriat fantastic. Aveam amândouă căștile în urechi. Mi-aduc aminte că la un moment dat am scos o cască să aud și eu cum se aud câteva zeci de mii de oameni. M-am speriat, am pus-o la loc și mi-am văzut de treaba mea. Lasă și fug la mare. Muncesc ca un nebun, sunt mai ceva ca o furnică, de ratele la bancă jur că îmi e cel mai frică. De aia trag cât pot, toți merind că o să mă scot. Ziceți bă! Și nu mă dau în spate, doar sunt medii din România, dar când vine căldura, parcă-mi pierde energia. Și mă sufoc, dacă nu o iau din loc. Ziceți bă! Mai bine fac ce-mi spune inima și vara asta plec să-mi caut dragostea. Las tot și fug la mare, nisipul moale, vreau să țin lipit de piele. Las tot cât ține vara, vreau să văd seara, un tavan cu mii de stele. Așa nu funcționez, fac orice să evadez, orașul ăsta parcă e o închisoare. De la Om, o melodie însoțită de videoclip în timpul pandemiei, piese incluse pe albumul Cala 20 de ani din 2019. Un an fast sfârșit cu acest concert de senzație, având invitați precum Loredana, Corneli Lie și elevii școlii de muzică Voltaj Academy. Sunt obosit, dar sunt fericit. Mi-e foame, mi-e frig, dar am zâmbetul pe buze. Sunt incredibil de încântat că acest concert a avut loc.
că am făcut parte din el, că am muncit cu toții atât de mult și că a ieșit atât de frumos. Și plec astăzi de aici și o să mă duc acasă și o să zâmbesc încă zile în șir. Pe un rap prefuit dintr-un vechi magazin, la ciolată cu inimi, prinde sticle de vin. Unele albastre ca cerul, după multe furtuni, altele roșii, dar cu urme de la prea multe mâini. Vânzătoarea mi-ntinde o pungă de hârtie și-mi zice să aleg ce cred că mi-ar plăcea mie. Cu un zâmbet nesigur, te fixez doar pe tine, numai tu ai putea pulsa sângele în mine. Tu ești o parte din mine, mi-e bine cu tine. Tu curgi prin venele mele, nu-mi ieși de sub piele. Tu ești o parte din mine, mi-e bine cu tine. Tu ești dependența mea. Așa să ne fii, tu să mă strângi la piept, eu să te aleg dintr-o mie. La fel ca un an, ce negru și tu ce mare, eu curg mereu spre tine fără nicio ezitare. Și cei patru pereți să ne declare nebun că nu ieșim dintre ei, ciudați aceste luni. O să ne aruncăm hainele pe podea, nu ca alții pe geam, noi n-o să ajungem niciodată așa. Ești o parte din mine, mi-e bine cu tine. Tu curgi prin venele mele, nu-mi ești de sub piele. Tu ești o parte din mine, mi-e bine cu tine. Tu ești dependența mea. Degeaba storc o lămâie, mă ține în minte și apoi zicând că așa o să mă răcoresc de tine. Ești vara cea de mine, nu reușesc. Ești o parte din mine, mi-e bine cu tine. Tu curgi prin venele mele, nu-mi ești de sub piele. Tu ești o parte din mine, mi-e bine cu tine. Adevărul e că am trecut prin toate momentele grele prin care puteam să trecem. Au fost perioade tragice la formația asta, peste care am trecut din cauza că am stat uniți și, pe de altă parte, din cauza că momentele frumoase au fost mai numeroase comparativ cu cele grele. Și Voltaj e o formație un pic controversată, așa, la nivel de premii, la nivel de critică muzicală, la nivel de colegi pe alocuri. Dar ceea ce a contat cel mai mult a fost că publicul a fost tot timpul de partea noastră. Și chestia asta a fost un motor pentru noi. Pur și simplu ne-am dus mai în față și s-au estompat momentele grele, pentru că publicul ne-a fost și atunci alături și la toate momentele de bucurie. Să-mi zici pe bune chiar acum, să stau sau să îmi văd de drum. Pe mine te mai întreba, de lângă voi n-aș mai pleca. Așa că scurci la obiect, să îți mai cânt sau vrei să plec. Vreau să o da, 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 rămâi aici pe mâna mea. Să fii rupt, dar vei zâmbi. Ha-ha! Zi scurt și la piept. Vrei să
să stau sau vrei să plec? Cum să fie? Vrei să stau sau vrei să plec, zi? Vrei să stau sau vrei să plec, zi? Dacă stau de zi cu mine și dacă pleci vin după tine, așa că oricum n-ai cum să scap de-atâta timp în fața ta. Mă simt de parcă aș visa și dacă ai să-mi cer să tac, nu știu ce naiba am să fac, așa că îmi strig ajutor. Mă lasă când sau altfel mor aici în fața voastră. Ia să văd așa, deci mâna sus și ne-i cu mine. Sari, 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 sari. Sunteți ca la 20 de ani, sunteți pe bun, dar nici noi nu prea suntem sănătoși. Vrei să stau sau vrei să plezi? Vrei să stau sau vrei să plezi? Dacă stau de simt cu mine și dacă pleci vin după tine, așa că scurci la. Vrei să stau sau vrei să plec? Cum să fie sau cum? Vrei să stau sau vrei să plezi? Vrei să stau sau vrei să plezi? Dacă stau de zic cu mine și dacă pleci după tine, așa că scurci la piept. Vrei să stau sau vrei să plec? Mai vreau să vă zic ceva. Când m-am întâlnit cu Gabi prima oară, era în 1998 și am bătut palma să pornim la drum, el mi-a zis la final, te rog eu frumos, stai măcar 2 ani, trecând prin multe schimbări înainte. Și uite că s-au făcut 20.